Sindicaliștii pun iar tunul pe guvern după măsurile de austeritate anunțate. Oamenii au ieșit în stradă în fața Ministerului de Finanțe, cer printre altele un salariu minim decent, pensii echitabile, servicii publice de calitate și deblocarea negocierii colective. Și angajații din sănătate anunță proteste. Sunt nemulțumiți după ce guvernul a anunțat tăierea sporurilor, reducerea indemnizației de muncă și eliminarea tichetelor de vacanță pentru anul acesta. Și minerii din Târgu Jiu au ieșit în stradă și anunță că vor veni la București pentru a-și primi drepturile. Vor reducerea vârstei de pensionare și condiții mai bune de muncă. În vreme ce tot mai mulți români au duc din ce în ce mai greu, salariile medii la metroul bucureștean ajung la 10.000 de lei. Cum este posibil, dar și date exclusive despre proiectul guvernului. Unde ar mai putea apărea tăieri, aflați de la ora 21. Cei mai buni specialiști fac toate calculele și vin cu cifre în premieră la o ediție specială la Realitatea Plus.